Bună dimineața, cei doi patroni au fost reținuți încă de aseară și au petrecut noaptea în arest, iar astăzi de dimineață procurorii au dorit să-i audieze din nou înainte de a-i prezenta Tribunalului Capitalei cu propunere de arestare preventivă. Rămâne de văzut ce vor decide judecătorii. Cert e că acuzațiile sunt foarte grave. E vorba de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru acesta după ce seara zilei de 26 august au avut loc mai multe deflagrații și un incendiu la depozitul ilegal al firmei Flaggas din Crevedia. Incendiul și deflagrațiile au avut ca urmare 5 persoane decedate, una dintre ele a decedat ieri și de asemenea au fost înregistrați 54 de răniți. Prin urmare, procurorii vorbesc de un dezastru și au luat una dintre cele mai dure măsuri preventive față de patronii acestei firme, și anume reținerea cu propunere de arestare preventivă. Unul dintre ei... Haideți să-l ascultăm în acest moment pe avocatul apărării. Nu am fost luați prin surprindere, evident. La ce s-a întâmplat nu am fost. Era o chestiune de timp. Dar bănuiesc că deși cunosc împrejurările, tot ce s-a întâmplat la firma, au informații clare în legătură cu ce s-a întâmplat. Nu le cunosc eu și eu contez în ecuație. Deci procurorii fac referat pentru arestare preventivă? Nu știu ce fac procurorii. Spuneați că ați avut timp să vă consultați cu privire la acest dosar și totuși spuneți că nu cunoașteți anumite aspecte. Da, nu cunosc, evident. Dacă n-am văzut dosarul, dacă știau ce se întâmplă acolo și că s-au creat premisele acestei întâmplări, acestui dezastru. Deci ce aș vrea să vă spun? Probabil că fiecare dintre noi în ce facem purtăm și un risc, da? Există ceva atașat fiecărei meserii. Într-o astfel de afacere cu materii între atât de periculoase, este inclusiv riscul unei scântei, da? Unei scântei care poate duce la o catastrofă. Deci, întreaga această afacere a fost concepută așa încât să nu își asume nici măcar riscul unei scântei. Pentru că dacă ai gândi contrar, înseamnă că prevestești dezastru, îți faci afacerea dar ca să... Dar ei își asumă asemenea... pentru această tragedie, pentru aceste tragedii? Deci, în materie de răspundere la acest moment, sau cumva... În legătură cu orice fel de răspundere, am găsit că este cuvincios și normal, în primul rând, să le asigurăm oamenilor care sunt în suferință revenirea în confortul lor normal al familiilor. Și pentru cei care și-au pierdut familiile? Compensații se doresc ca a fi acordate tuturor, evident. Domnul avocat, și ce v-au spus? Știau că acea firmă funcționează ilegal în... Eu nu știu astfel de circumstanță și nu pot face față dialogului în acest sens. Trebuie să mă lămuresc. Eu mă lămuresc citind. Ce s-a întâmplat? Ce au fost atunci însoțiți și comandat de aducere? Au fost citați și n-au venit de bună voie sau ce s-a întâmplat? Nu, aici cred că am depășit momentul. Aseară am fost un pic tulburat pe ce s-a întâmplat. Toate datele noastre de contact erau făcute cunoscute aici cu cererea de a ne da un semn și venim la orice moment. Nu am primit un astfel de semn, dar se poate proceda și așa, adică nu este nimic nefiresc, nu este ilegal în niciun caz. Veți combate cererea de arestare preventivă cu eventual măsură preventivă mai blândă? Evident, noastră știți și probabil că veți cunoaște acum, pentru că e un alt fel de context, probabil că veți cunoaște mai îndeaproape ce eforturi s-au făcut. În toate aceste zile, toată concentrarea și alocarea de resurse din partea noastră a fost să înlăturăm din suferințele oamenilor. La modul concret, nu doar pe vorbe, să cât știți. Cât bani aveați până vorbesc acum Flaggas-ul pentru o despre riscuri, dar riscurile intervin abia atunci când există activitate și îi spun că acolo nu există activitate. Da. Le pare nu există rău altă. Că nu mai știu ce rugăminte am cu tot respectul rău pentru dumneavoastră. Acum vom intra în alt fel de proceduri și cu tot respectul vă rog să nu așteptați din partea mea să ne oprim la astfel de discuții la fiecare pas. Nu va fi așa. V-am spus ceva, probabil o să vă mai și comunicăm
din niște detalii care pot fi de interes public, dar altfel nu. Explicațiile dumnealor sunt relevante. Oamenii așteaptă explicații în legătură cu deciziile luate de doi administratori. Ei ce spun și ce ar fi făcut ca astfel de catastrofe să nu se întâmple? Pentru că e puțin probabil să fi luat prin surprindere chiar în acest moment. Nu poți să gândești altfel o astfel de afacere decât luând în calcul tot și securizându-te pe cât se poate în raport cu orice risc. Așa a fost gândită afacerea. Nu a fost transvasarea într-o platformă care nu mai era autorizată, era o chestie asumată. Acolo se făcea operațiuni cu GPL. Să vedem ce s-a întâmplat. Nu știm, nu știm. Se poate întâmpla la orice, la oricare dintre stații. Ăsta este un serviciu totuși de interes public. Toți avem nevoie să alimentăm. Aveau voie cisternele încărcate cu GPL într-un punct de lucru neautorizat, care nu îndeplinea criterii de securitate la incendii? Trebuie să văd și eu acte. Vă mulțumesc foarte mult. Mă retrag pentru altă activitate. Vă mulțumesc și vă rog încă o dată să-mi iertați anticipat alegerea ca pe mai departe să nu mai rămânem într-un dialog atât de intens precum a fost în urmă.